Târgovișteanul în vârstă de 24 de ani este al 13-lea fotbalist transferat în Ghencea în această vară. Voiculeț va purta tricoul roșu al Baștilor timp de 5 sezoane. Fostul conducător al Târgoviștei, Titi Ionescu, a rememorat pentru TTV despărțirea jucătorului de echipa de lângă turnul Chindiei. Nu știu cum a plecat aici, de fapt, eu, că n-aș vrea să mă bag eu în alea, că nu eram. Eu l-am văzut câteva ori jucător foarte bun, a ajuns aici vândut sau nu știu cum pe la Constanța, mi se pare că la Constanța pe vremea aceea era președinte Lică Marcel, care fusese pe aici și a avut ceva relații cu cei care erau aici atunci, nu știu, și a ajuns acolo. Părerea mea că va ajunge să fie titular la Steaua. Nu e concurența foarte mare? Tocmai, dar fi un copil ambițios, nu știu acum dacă s-a văzut așa să intre aere pe la căpățână. În rest, părerea mea că are ambiție și e talentat. Cuvinte de laudă pentru Claudiu are și Cristi Țărmure, fost coleg de la Târgoviște. Țărmure crede că ultimul transfer al Stelei se va impune repede în primul 11 condus de Victor Pițurcă. Un târgoviștean al nostru, Claudiu Voiculeț, a făcut pasul către Steaua. Crezi că o să facă față în Ghencea? Eu zic că da, am fost și coleg cu el în 2002-2003, un fotbalist bun. Cred că dacă nu va avea probleme medicale, eu zic că se va impune la Steaua.